În ultimele 24 de ore, în Ucraina au fost detectate 8.513 cazuri noi de coronavirus pe zi, în ușoară scădere față de zilele trecute, potrivit autorităților sanitare de la Kiev. În ziua trecută, 232 de persoane au murit, 14.020 de persoane și-au revenit și 1.318 de pacienți au fost spitalizați. În timpul zilei, numărul celor care și-au revenit a depășit numărul de cazuri de aproape două ori. Cel mai mare număr de cazuri confirmate pe zi s-a înregistrat în regiunile Kiev, Odessa și Zaporojie. În total, pe tot parcursul pandemiei din Ucraina, 980.000 de persoane s-au îmbolnăvit, dintre care 600.000 s-au recuperat și 16.900 de pacienți au murit.